Morariu, ce spuneți de această acțiune și cum vi se pare? E o acțiune minunată pentru că unește, cum spuneam mai înainte, unește istoria olimpică cu istoria națională, cu tradiția națională pe care o reprezintă atât de strălucit Muzeul Satului și în același timp este un arc peste timp pe care campionii noștri olimpici îl construiesc aici, pe acest teren atât de simbolic. Cum credeți, s-au descurcat mai bine aici decât pe scena olimpică, să spunem? Eu cred că prima scenă a campionilor e scena olimpică, fără doar și poate, și ea a fost extrem de bine onorată de ai noștri. Este deci cu atât mai legitim ca performanța lor să se continue într-un loc care întruchipează poate cel mai bine istoria noastră națională. Mai sunt 2 ani până la Jocurile Olimpice de la Tokyo, toate gândurile se îndreaptă deja spre acea competiție. Cum se vede, eu știu, și din afară și dumneavoastră este și la CIO, cum se vede stadiul pregătirii românilor? Eu cred că România are desigur o foarte mare tradiție în a-și pregăti sportivii pentru Jocurile Olimpice și știu că președintele Covaliu împreună cu colaboratorii dumneavoastră au făcut absolut toate diligențele, tot necesarul, dacă pot spune așa, ca sportivii noștri să fie în cele mai bune condiții pentru Tokyo. E jumătatea ciclului olimpic, e puțin de vreme să tragem niște concluzii, dar eu am încredere, sunt încrezător că, cum a fost întotdeauna, sportivii și sportivele noastre au mari ambiții pentru jocuri.